Și dacă azi este pogorârea Duhului Sfânt, unii îngeri în cer se cutremură, la plecarea genunchilor, te cutremuri și v-ați cutremurat cu siguranță fiecare dintre noi ce rugăciuni s-au rostit în timpul vecenei, cele 7 rugăciuni cutremurătoare pentru noi păcătoși, pentru că ne rabdă Dumnezeu pe fața pământului. Când a intrat pe poarta mănăstirii, în poarta mănăstirii sub cloponiță, întâmpinați două icoane cutremurătoare. Hristos pe tron, arhiereu, Maica Domnului Pantanasa, vindecătoare de cancer. Unde vă primește, unde frățile voastre să vă închinați către Mântuitorul Hristos, trei închinăciuni, către Maica Domnului, trei închinăciuni, și apoi cu pioșenie, cu smerenie, cu credință, intre în noua biserică, că este lângă poarta mănăstirii, implorând mila lui Dumnezeu, închinându-te la toate sfintele icoane, iconostase, și apoi mergând sub paraclis, biserica nouă paraclis, unde sunt sfinte moaște, apoi către Sfânta Icoană Făcătoare de Minuni în Biserica Monument Istoric, la Sfântul Ioan Botezătorul, v-ați închinat, ați plecat capul, genunchi la pământ, ați cerut măicuții Domnului pentru ce ați venit, după aia ieșiți cu micul mare la aer, stați pe o băncuță, vă duceți la aia acolo și ați simțit ceva, că ați fost într-o mănăstire. Dacă o iubiți pe Maica Domnului, atunci să știți cum intrați în casa lui Dumnezeu. Dacă eu vă spun cu frica lui Dumnezeu, deseori că mi se teamă să mă uit în chipul Maicii Domnului, mă simt nevrednic și doar apropie fruntea de picioruștele Mântuitorului sau Maicii Domnului mânuța. Atunci, surorilor gospodinilor, cu atât mai mult dumneavoastră care sunteți podoaba bisericii, îngerul casei, o mamă sfântă și sacră, atunci încercați două ori măcar cât stați în casa lui Dumnezeu să nu o supărați pe Maica Domnului. Că oricând avem nevoie, unde alergăm noi când avem un necaz? La Maica Domnului, ca să-i rogească pentru noi. Iar noi câția Domnului i-a lăsat mama care ne-a născut. Tot timpul, secundă, minut, strigăm mamă. Frățile voastre, sunteți ca într-o vale a plângerii. Aveți atâtea încercări în familie și acasă, încât numai credința în Dumnezeu vă poate da putere să luptați și când veniți în duminică sărbătoare să vă încărcați pe românește bateria. Că știe Hristos oful, durerea, neputința, suferința pe care o aveți. Și atunci profitați de această ocazie, că aveți timp măcar o dată pe săptămână să veniți cu tot oful și tot greul care îl lăsați la Maica Domnului la icoană și apoi ne luptăm noi. Această mică oftă care pomenim și dumneavoastră meze noapte, unde și noi luptăm cu păcatele dumneavoastră și ale noastre. Lăsați povară foarte grea asupra locului. Și dumneavoastră vă ușurați și vă liniștiți dacă într-adevăr ați venit cu pioșenie, cu credință și cu smerenie. Ați văzut cât de bună e măicuța Domnului? Eu nu știu cum să vă spun din răsputerea mea cât de mult mă poate ajuta Maica Domnului când îi cer ceva. Și am văzut că de multe ori mă tem să cer, că am păcătuit, poate. Am greșit și cu gândul și cu toate alealte, cu hârtirea și cu toate păcate pământ. Și mă tem să-i spun Maicii Domnului, am nevoie, Maicuța Domnului, acum de tine. Îmi ajuți? Și mă opresc deodată și mă tem să-i spun, dar o întreb, mă ajuți Maicuța Domnului? Și vă spun în frica Maicii Domnului, durează nici jumătate de oră și am primit ce am cerut. Deși nu mă simt vrednic. Și ați văzut și dumneavoastră? La fel, când cereți și aveți o problemă, cât de repede poate fi prezentă Maica Domnului în viața dumneavoastră. Dar altfel, îi simți prezența Maicii Domnului. Ani de zile de când în slujitorul altarului, 34 de ani, n-am cerut la Maica Domnului să-mi dea sănătate.
Și eu și dumneavoastră suntem în mâna lui Dumnezeu. Când Dumnezeu poruncește, ai plecat. Ai plecat. Dar cum e viața ta pentru plecare? Teama mea este asta. Cum este pregătirea ta pentru plecare? Te duci. Ce reviți te duci? Nu mă auzi că vecinul meu nu s-a mai sculat dimineață. L-a găsit mort în pat. Spovedenie, spovedenie, împărtășire, împărtășire. Vedeți? De ce spune că ni se cere o pregătire continuă? Și atunci mă auziți în fiecare duminică ce spun eu? Dacă nu cerem prea mult de la Dumnezeu, să ne dea răgază pocăință, să ne putem întâi sufletul, adică Măicuța Domnului să ne prelungească ani. Că ați văzut dumneavoastră, mor copii, prunci, ați mai auzit în viața dumneavoastră copilași de un an și o prunci să aibă cancer? Leucemie? Bim părinți tineri cu prunci în cărișor, ca o cancer. Raritate între limba asta și mă cutremur eu ca preot să aud că o mamă nu-și iubește fiica sau fiul. Apoi referitor la fiul și fiică, nu-i timpul. Câți părinți am avut bătuți cu coastele rupte de copiilor. Ei, dar vine ceasul. Vine ceasul că Cartea Sfântă spune cinstește pe mama ta și pe tatăl tău că vei trăi mulți frumoși binecuvântați ani care ți-i va mulți Dumnezeu. Ați auzit? Dumnezeu, dacă cinstești pe tatăl și mama ta, îți va mulți ani, îți va prelungi ani. Bine, acum nu vă cer să sărutați fruntea sau mânuțele care sunt zbătătorite de muncă, crescându-vă și crescându-ne. Vă rog în numele Maicii Domnului, măcar de acum sărutați-le mâna. Când aveți ocazia să-i întâlniți, luați-i mânuța și sărutați-o și spune binecuvintează-mă, mamă, și roag de la Măicuța Domnului pentru casa mea și familia mea. Să vedeți ce ușurare veți simți. Și o să veniți să-mi spuneți, bă, da, proste, părinte, că m-ai învățat. Și să nu plecați niciodată la drum fără să luați binecuvântarea lui Dumnezeu și a mamei și a tatălui. Că veți fi ocrotiți tot restul zilei și a săptămânii. Să nu uitați cuvântul meu de astăzi. Care mai aveți în viață? Bucurați-vă măcar cu un zâmbet și cu un cuvânt bun. Cei care nu-i aveți, o să vă simtă prezența și la mormânt. Măicuța Domnului să vă răspătească încă o dată și să nu uităm de sărbătoarea de mâine. Astăzi, în această frumoasă, binecuvântată zi, o familie singuri, fără multe ajutoare, în fiecare an, odată în an, la această zi, oferă masa în numele Domnului, în cinstea sărbătorii de astăzi, tuturor pelerinilor. O familie din Budești, Budești aproape de noi, Mogoșești, Rod se cheamă familia Rod, uitați că cuvântul Rod înseamnă că Dumnezeu îi blagoslăvește și au și roade, și Dumnezeu îl cheamă Romica și Ana. Un bătrânel, un bunicuț, dacă țineți minte, îl cheamă Mihai, care l-a prins, am înțeles că de mic copil, nu știu, pe părintele Iov, la fiecare pensioară a lui, a făgăduit Maicii Domnului că trăiește, că va aduce alimente pentru pelerini. Plătește un taxiu din Iași, atenție mare, mă și rușinez să mă uit la chipul lui de credința care o are în el. Am îndrăznit să mai mă duc la câțiva prin biserică, așa, mai dați-o un bănuț, că la Hadâmpu mănâncă atâta poporul. Și vreau să vă spun, părinte, că m-au bajucurit. Și mi-au zis cuvinte grele, dar atunci m-am gândit, Măicuța Domnului, nu las o țără pentru mine mâncare, că mai am un copil în afară și mai trimite și restul s-a dus ție. Și la fiecare lună când ia pensia, ne trezim cu el, cu alimentele. Hristos, îi poți număra pe dește. Și avem foarte mulți tineri căsătoriți, v-am mai spus deseori, care ne aduc alimente, nu cumva părinte stareți,
să nu mențineți această rânduială plăcută înaintea lui Dumnezeu, să dați masă la toți pelerinii, ca să vă ajungă, din puținul nostru vă aducem și noi.